Salutare, dragii mei! Astăzi pregătesc o rețetă foarte ușoară de covrigei cu mac. Tot de ce vom avea nevoie este făină, lapte, ouă, drojdie, unt, zahăr, mac, un pic de sare și zahăr vanilat. Zahărul cu drojdiile le împreunăm. Aici adăugăm laptele călduț, nu fierbinte. Le lăsăm deoparte 5 minute. Eu voi folosi robotul de bucătărie cu ustensia pentru aluat. O să adaug aici ouăle, sarea, zahărul vanilat și apoi deja laptele cu drojdiile și cu zahărul. Treptat adaug făină. Uitați-vă, aluatul este gata, arată foarte bine. Eu sigur că l-am făcut cu robotul, dar e posibil de făcut și cu mâna. Pur și simplu trebuie de frământat mai mult, sigur, cu mâna. Îl ungem cu ulei. Așa. Și îl acoperim cu o peliculă alimentară. Și îl punem deoparte. O oră, o oră și 20, depinde de cât de cald este în casă. Umplutura o fac foarte simplu. Macul îl fierb vreo 10-15 minute, apoi îl strecor și îl mixez un pic. Adaug zahăr, zahăr vanilat și umplutura este gata. Macul este fiert, l-am strecurat și am să-l mixez un pic cu mixerul, dar nu tot. Așa, un pic să fie mai aromat. Îl lăsăm să se răcească și apoi adăugăm zahărul vanilat și zahărul. Aluatul este gata. O să-l întind un pic. Așa, l-am făcut un pliculeț și îl mai las 10 minute să se odihnească. În mac adaug zahărul vanilat și zahărul. După 10 minute, întindem aluatul. Mai întâi eu îl fac așa cu mâna.
După ce l-am întins bine, turnăm macul și îl întindem bine. La final eu mai adaug și zahăr, iată așa. Încă vreo lingură mare, nu mai mult. Asta e la dorință. Să fie mai dulce. Acum o pun parte peste parte, în așa mod. Închidem capetele foarte bine. Iată așa. O întindem puțin. Și cu ajutorul unui cuțit o tăiem. Așa și. Acum pregătim o tavă cu hârtie de copt. Pom așa unul. Capetele sigur că nu au foarte mult mac, dar oricum eu le folosesc. Îl întind puțin așa și îl rotesc și îl prind, iată, în așa fel. Vedeți? Așa, îi punem cu o peliculă deasupra și îi lăsăm 20 de minute să mai crească. După 20 de minute, covrigeii puțin au crescut, îi ungem cu ou și îi dăm la cuptor 180 de grade, cuptorul preîncălzit, 20 de minute. După 20 de minute la cuptor, uitați-vă ce bunătate și frumusețe s-a primit. Covrigeii sunt gata, miroase frumos, arată bine și sunt sigură că sunt foarte și foarte gustoși. Să aveți poftă!